Salve, șacalor, ce faceți? Mi-a intrat un spină în palmă și nu pot să-l scoate. Au ce palme de sapă am, băieți. Acesta este moodul pe ziua de azi. Am și-n talpă un spin de la un arici de mare din vară, atenție, și n-am reușit să-l scot. Și acum o reieși din nou la suprafață. Vreau să fac clipul ăsta ca am acum o lună, dar o apăr mai greu. Eu nu prea zic asta, dar îs curios care vede clipul ăsta și nu s-a abonat. Se poate abona, frate. Este efectiv moca și mie îmi plac lucrurile moca. Și vouă vă plac lucrurile moca, că suntem români. Așa că dacă tot e moca, poți te abonezi să vedem câți abonați facem după acest clip. Atenție. Sunt youtuber activ de vreo 10 ani în social media și bineînțeles că mi s-au format și mie reflexii. Tocmai de asta clipul ăsta, acesta este un pretext, da? Deci acest Q&A este un pretext ca să pun pentru ce a venit din titlu, da? Acum am zis mama să iasă în fața blocului. Uite! Nu puteam, fraților, să pun clip de 2 minute, nu? Și așa că trebuie să-l umplu eu cu ceva să punem să aia. Bun, am pus story-ul ăsta pe Instagram. Cine mă urmărește în momentul acesta pe Instagram, eu o să-i dau mesaj și-i spun că e frumos sau frumoasă, da? Nu se putea altfel, prima întrebare, voi vă roați, cât a costat? Bineînțeles, da, este rom, băi, rom, mă. Evit de obicei să răspund la întrebări de astea că nu-mi plac, știi? Adică, da, nu-mi plac. Mai ales că de obicei când mă treabă lumea cât costă o chestie sau un tricou sau așa, de obicei eu filmez pe cărți în momentul ăsta sau un tricou e 30 de lei de undeva, dar nu mă întreb de chestia asta, mi-e rușine, știi? Că nu mă așteptam să zic vreodată. Bolvanul bărbat a fost 50.000 euro cu TVA și 42.000 euro fără TVA. Cât te protejează mașina dacă faci accident? Băi, eu sper să mă protejeze cât mai mult. În sensul ăsta, sper. Nu știu cât mă protejează. Poate o să fac un clip. Cum te protejează dacă faci un accident? Să fac un accident, Doamne ferește. În momentul ce au fost votate cele mai zdravene mașini, cred că te protejează bine. Acum dacă intri cu 160, frate, într-un stâlp, normal că nu cred că te mai protejează mașina, oricât de bun o fi. În schimb, dacă vă uitați, puteți să scrieți acolo Volvo Safety Test și o să vedeți cum fac ăștia. Iau mașinile, le urcă pe macarali și le dau drumul așa de pe la etajul 10, nu știu cum. Le aruncă, le așa și o să vedeți că sunt destul de rezistente. De ce a ales această marcă Volvo? Bă, sincer, n-am fost întotdeauna pe astea. V-am zis că mi-e mai plăcea un A5 la un moment dat, un Audi, dar e așa mai finuță, frate, e altceva, nu știu, nu știu, frate. Dar mă bucur că am fost cu asta, chiar mă bucur că n-am ales și eu un seria 4 sau un seria 5 ca toată lumea. Este electrică sau motorină și dacă este ambele, când dai pe sport se schimbă pe motorină? Mașina nu este electrică, este mild hybrid. Adică în spate acolo la portbagaj, în loc de roată de rezervă, cum au toate mașinile, cum aveau toate mașinile, are o baterie de 48V. Tu când pui mașina pe modul eco, pleacă electric, înțelegi? Frate, ajută la plecare, asta înseamnă mild hybrid. Mai e recharge-ul care e full electric și mai e plug-in hybrid-ul pe care îl conectezi tu, știi, și îl încarci tu. Eu asta nu-l încarc eu, să încarc bateria când frânezi. Cât timp îți doreai mașina? Bă, mi-am dorit-o vreun an, v-am zis, gen în noiembrie, uite, din noiembrie, nici nu mai știu, de pe undeva de acum, din noiembrie a trecut un an de când o am. Un an de când voiam strict modelul ăsta, că mă mai uitați meu, v-am zis, la un model mai vechi. Atenție, întrebare, te simți mai în siguranță, fraților? Bă, atenție, uneori mai vin, fraților, și mai las mașina în fața blocului și iau golful când trebuie să mă frec prin oraș, pentru că am mai zis, nu știu dacă am mai zis, dacă n-am mai zis, este mult mai mic, fraților. E mic, te bași cu ea, o parchezi oriunde, asta e mare, frate. Nu poate, nu te mergi, domne, cu volvanul, domne. N-ai, domne, să o parchezi, n-ai, trebuie să ai grijă, domne, la jantele, n-ai, trebuie să ai grijă, domne, merge în ce, domne. Golf l-ai urcat, l-ai pus, l-ai tot, înțelegi? Și m-am urcat din Volvo în Golf, așa, unul după altul. Vede, când am trecut în Golf, prima întrebare care a fost, atenție, prima întrebare pe care mi-am pus-o, băi, cum în 3 ani n-am murit? Cum din am murit în 3 ani? Oare? Nu mă gândesc câte drumuri, atenție, câte drumuri am făcut, băi. Și drumuri și cu viteză și cu mai puțină viteză. Și mă gândeam, băi, cum n-am murit, băi, cum sunt în viață, ești prost? Deci cum sunt în viață, atenție, mi-am pus această întrebare. Când m-am urcat de la etajul 1 și am coborât la demisol, ești prost, așa, și într-o cutiuță, așa, ești prost, băi, am zis, băi, Doamne ajută și îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, Doamne ferește, dacă făceam un accident cu unul din ăsta, veri, păi eu intram pe dedesubt, ești prost, și mă făcea la asfalt, așa. Mă făcea bandă de aia de delimitare, ești prost. Mă făcea direct salam de biscuiți, direct Snickers eram, să mor. Ce motor are? Are un motor de 2.0, 235 de căluți. Cum se simte suspensia? Bă, ireal, dar mă așteptam ca la jante așa de mari, gen la jante de 22, să se simte mult mai rigidă, dar atenție, se simte foarte frumos, băi. Băi, senzația pe care o ai este exact așa, frate. Te gândești că ești într-o corabie, frate, de viking, atenție, și plutești așa, te duci înspre vest, știi? Ce mașină ai vrea să-ți cumperi după acest Volvo? Vere, să apucăm să-l plătim pe ăsta. Și după vedem cine l-o, dar deocamdată 5 ani nu schimbăm mașina. Deocamdată, fraților, pe o perioadă de 5 ani, aceasta va fi noua mea mașină. Și peste 4 ani jumătate, aceasta va fi noua mea mașină. Așa că schimbătorul jantelor alea fac tot farme cu atenție. Acest băiat Justinian are foarte mare dreptate. Eu nu am această mașină dacă avea schimbător de la normal, pentru că este o jachiță, este o janghină. N-ai cum, veri, dar am pe Golf de la veri. La sombră, la solo, mergem în papuce, pune ce faci, pune schimbător ca lumea.
cu cristal de la Veri. Atenție, jantele normal, pentru că altfel era drig, frate. Păi acum îmi iau drig, Veri, dar m-am papuc, domnule. Câți kilometri ai făcut cu ea? Nu știu dacă am de 3 săptămâni, dar... Ia să zic, chiar nu știu, nu știu. Dacă mă așteptați o leacă și după cred că vă arăt reacția, că pentru asta ați venit, nu, pe clip, trebuia să mai trag și eu de timp, am filmat 18 minute, atenție, destul. Când am primit contractul, ia să vedem câți kilometri avea și mă uit că sigur am pus eu un story, că atenție, mai filmez și eu, păi cum, mai volan de ăla și nu filmez. Deci atenție, avea 64.000 de kilometri, da, și acum am filmat un story și văd în bord că are 67.000 aproape. Băi, ești prost, deja 3.000 de kilometri. Bă, m-am plimbat. Ce-ai, Veri, m-am dus alea, păi da, cum, păi da, cum. Inițial v-am să filmez un clip cu reacția prietenilor mei la mașină, reacția prietenilor, familiei, gagică mea, mama, oricine, lui frate meu, așa, dar n-am mai filmat, că am uitat. Așa că am doar reacția lui maică-mea, așa că priviți cum a fost. Deci cântă mașina când ne-am dat centurile jos. Fraților, am ajuns în Bacău și acum mergem să vedem reacția lui mama. Acum i-am zis mama să iasă în fața blocului. I-am zis că am venit cu trenul și că o încercăm să o păcălim să vadă mașina. Ea nu știe că am luat mașina. A, fiți atenți aici, fraților. Ia. Ia. Ești pregătit? Spate, bă, ce emoție. În spate, da? Unde ești? Hai, mă, unde ești, mama? Ia uite. Ia uite. Nu cred că-și de seama. Bună, mamă, ce faci? Să rău, mamă, ce faci? Doamne! Ui, ce tremură mâna, mă! Doamne, mare ce putere! Ia uite, mamă! Doamne, mare! Nu ne-a recunoscut? Uai, dar ce emoție am tremură! Mă, uite-o la că ce-mi tremură mâna, îmi tremură și picioare, îmi tremură tot! Că am zis, cum să nu poată să ia un bagaj pe suflet? Bă, mamă, nu știam ce să zici, bă! Uite, am venit cu o felie de pâine! Care, bă, să-ți-o da, bă! Doamne! Ia uite, mamă! Băi, de-aia, tu m-ați, voi m-ați păcălit că vă duceți care ați întâlnirea. Nu, mamă, chiar am avut! Băi, ce-mi tremură picioarele, bă, sunt foarte și de ce? Bă, leu, ce emoții am! Tremur tot! Da, mamă, suntem... Uite cum a venit, bă, cu feliuța asta! Bă, săraca, mamă, mamă! Bă! Bă, n-am mâncat! Doamne, uite, mă, cum a venit, mamă, cu felia de pâine, de... Mama a venit cu o felie de pâine, noi cu mașină. Dar tu știi cât de greu a fost să te mint în continuu. Vai de capul meu. Mamă, eu am mințit așa greu. Deci, nu te-ai prins, nu te-ai prins. Nu te-ai prins. Și ai știut ăsta de mai sau... Cum? Oi, o să ți explic eu cum. Spune după care a fost. Te explic eu după. Ia-te de mine când am fost la școală acum. Hai, ți văd. Hai de cap, bă, tu știi ce greu a fost să te mint. Deci a fost cel mai greu lucru din viața mea să te mint. Era de care ți-am zis eu că nu l-am prins și că nu așa. E după celălalt, știi? Și pe ăsta am reușit până la urmă. Dar a fost complicat, dar uite că l-am prins. O meritat. De drum. Deci de atunci mă păcălești de când... Păi mamă, deci când ți-am zis de 2 săptămâni că nu dorm, de ce crezi că nu dormea mamă? N-am putut să dorm 2 săptămâni, n-am zis la nimeni nimica, nu știe nimeni nimica. Abia și lui Denis i-am zis când am semnat primul act. N-am zis la nimeni, am zis bă, a fost cel mai greu lucru, că știi că mi-mi place să mă laud. Dacă scaunele astea cu masaj, mamă, ce deci... vrei tu, ăsta o stat numai pe masaj, o stat... Nici de 6 ori nu mai masaj mi-am făcut. Abia au luat, bă, are așa multe opțiuni, nici nu știi. Vai mamă, n-ai idee ce greu a fost să... Tu nu zici nimic. Și asta e doar începutul, mamă, de acum urmează. La nu mă vezi și pe mine. Bă, a fost foarte emoționant. Tremuram și eu tot și frate. Mi-a fost mega emoționant. Bă, a fost un sentiment de la când, bă, atunci realizez că ai reușit, frate. Nu știu, simți așa că, bă, e altceva. În viață nu-i vorba despre, trebuie să te faci pe tine întotdeauna, mândru de tine, știi cum ar veni? Cam asta e ideea. Pe mine mă pun pe primul loc, gen, întotdeauna eu vreau să zic, bă, bravo mie, bă, am reușit, bă, sunt, bravo mie, bă, m-am muncit, sunt cel mai tare. Bă, dar sunt vreo 2-3 persoane, bă, la care ai chestia să-i faci mândri, bă. Mama ta, fratele tău, gagică ta, frate, știi, chestii, îți pui tu 2-3 persoane pe care vrei să le faci mândru și te motivează mai mult, știi, așa a fost și la mine. Nu a fost filmată, nu știu cine știe cine, că cam pe noi și eu și frate meu, cam asta am surprins, dar... Sper că se înțelege de acolo. Eu nu mai știu clipul, o să-l pun la edit. Întrebări una după alta. Crezi că schimbi mașina într-o perioadă de 5-7 ani? Atenție, cât timp vei ține această mașină și cât timp vei ține mașina la tine? Te pup, bărbate, una după alta. Atenție, bărbate, că poate vrei să-ți iei mașina în leasing. Când îți faci leasing, nu poți să schimbi mașina până nu termini de plătit leasing. Nu știu dacă poți să plătești mai mult într-o lună, ca să zicem că termini mai repede, sau chiar trebuie să-l achizi în 5 ani. În schimb, eu cum i-am făcut pe 5 ani și majoritatea oamenilor își fac ori pe 3 ori pe 5 ani, abia după ce ai terminat leasing
leasing-ul de plătit, cum ar veni mașina să trece pe numele tău și de acolo poți să o vinzi. Cât este leasing, n-ai voie să o vinzi, așa că atenție, 5 ani aceasta va fi noua mea mașină, am mai zis. Cât de bun e sistemul audio și ce model de sistem este pus pe ea? Atenție, Andrei. Mașina are Bauer & Wilkins și sub este Harman Kardon și dedesubt e nivelul stocul mașinii, știi? Deci toată lumea care a intrat în mașină și a făcut sistem, o dată să asculte așa, au avut... Îmi pare rău că n-am filmat și reacția asta. Hai, na, este altceva, zici că e festival, veri, n-ai, se aude prea tare, prea bine, prea clar, prea bas, sub buffer, ce vrei tu. V-am zis că am pus Q&A de la... Lăsați-mi întrebări despre mașină. La cele ce ai învățat? Ce păreai despre LGBT? Despre mașină, da? Ai prins din cauza femeilor. Despre mașină, da? Încercăm să postăm mai des, să ne revenim. Haideți și pe Instagram, vă rog eu frumos, că trebuie să cresc Instagram-ul ăla. Că aparent YouTube-ul nu mai e primar, știi? Și trebuie să te muți pe Instagram cumva. Așa că hai și acolo. Și ca de fiecare dată, ce să vă mai zic, mulțumesc că m-ați urmărit. Dar beza pe multă, faceți pormul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!